Clubul sportiv municipal Târgu Jiu a ajuns la 7 echipe de fotbal la doar un an de la înființarea secției. Conducerea entității sportive spune că evoluția micilor jucători este una promițătoare, însă este nevoie de timp pentru a forma fotbaliști bine pregătiți. Am debutat și cu republicanii la fotbal, două victorii importante de moral, la scoruri foarte mari, care îmi dau speranța și încrederea că o să scoatem ceva fotbaliști de aici, de la Târgu Jiu. Secția de fotbal a CSM Târgu Jiu a fost înființată în vara anului 2022, iar antrenorii au fost cooptați din rândul foștilor jucători de la Pandurii Târgu Jiu.